Berceni este o expoziție ce redefinește imaginea clasică a cartierului comunist. Nicolae Comănescu prezintă rezultatul a mai bine de 10 ani de cercetări emoțional-artistice. Expoziția deschisă la Muzeul de Artă Contemporană conține lucrări realizate de Nicolae Comănescu, începând cu perioada Rostopasca, sfârșitul anilor 90, trecând prin euforia anilor 2000 și sfârșind cu recentele lucrări din seria Praf și Pulbere, 2010. Fiind unul dintre fondatorii grupului Rostopasca, Nicolae Comănescu se raportează la orice fragment de realitate într-o cheie ironică. Dacă în anii 90 pictura lui Comănescu este plină de pastă foarte colorată, îngroșată, în lucrările cele mai recente folosește ca pigment praful din spațiul său privat și din cartierul în care locuiește, Berceni. În peisajele cu valoare documentară apar binecunoscutele clișee citadine. Ruine ruginite și părăsite, terase de blocuri, betoane umede din cartierul Berceni, scrum, muștar, praf, pământ și cenușă.